expoziție retrospectivă, dar și o introspecție asupra unui traseu de viață la 50 de ani. Curajul de a se dezvălui, de a primi publicul în intimitatea atelierului și asumarea unor momente cheie din existența sa. Expoziția retrospectivă a Felix Aftene ne poartă prin copilăria, tinerețea și prezentul artistului, unde se succed lucrări din diferite etape ale creației și obiecte încărcate de poveste. Felix, mulțumim că ne-ai primit în atelier, în un atelier atipic de data aceasta, pentru că ai decis să-ți aduci lucrări, obiecte, diplome, practic spațiul tău al amintirilor de 50 de ani, aici la Muzeul de Artă de la Palatul Culturii din Iași. Cum e să transporti 50 de ani de viață, să-i sintetizezi și să-i aduci într-o expoziție? Bine ai venit, Andreea, și mulțumesc de vizită. Nu e prima oară când ne vedem, e prima oară când ne vedem aici, în acest spațiu, în cea de-a doua expunere a mea la Palatul Culturii. Mi-am transferat acest relicvariu, cum îl numesc eu, atelierul meu din strada Lăpușneanu, spațiu în care adun tot felul de obiecte care mă încarcă, obiecte care au o poveste sau care spun o poveste, obiecte care au un anume desen sau o anumită culoare care mă pot inspira, obiecte care, fiind în atelierul meu, mă pot cumva, ca o trambulină, să spunem așa, arunca într-o lume imaginară, într-o lume a creației, de care un artist, evident, că are mare nevoie. Întotdeauna suntem întrebați, dar de unde, cum îți vine inspirația? Păi de multe ori îți vine și analizând un astfel de obiect. Cauți, de exemplu, în compoziție să te lămurești asupra unui raport cromatic sau să analizezi o linie și analizând un obiect, poți cumva să te inspiri pentru realizarea unei compoziții sau unei lucrări. Ai avut vreodată teamă în fața albului, în fața lucrării? Da, păi nu întâmplător, e pus provocator aici, așa un soi de vid, e un fel de celulă STEM, te poți îndrepta către orice și poate văzând toate lucrările astea, nu știu, îți poți imagina, zic eu, orice, cam ce lucrare ar putea să crească acolo astăzi, la 50 de ani ai mei, la jubileul pe care îl sărbătoresc, pentru că asta este o expoziție retrospectivă, dar și o expoziție care marchează întregii ani de creație. Înainte de a pune prima dată creionul pe foaie, eziți sau e o atitudine foarte rapidă? Sunt compoziții la care, mă rog, pornești la drum știind ce vrei să faci, știind unde vrei să ajungi și altele care se construiesc acolo pe pânză. De multe ori acestea sunt căutările care dau naștere unui soi de locomotive în ceea ce numim noi arta, creația plastică. Adică pot descoperi o astfel de locomotivă care se tragă după ea un întreg ciclu de lucrări. Sau nu. Dar nu înseamnă că sunt lucrări eșuate. Întotdeauna le duc la bun sfârșit. Aici și în expoziție sunt lucrări din foarte multe etape ale creației tale, toate? Nu toate. Sunt selecții ale toate, nu știu ce înseamnă. Din toate etapele creației, inclusiv lucrări din prima mea expoziție, din 1988, care a fost la Liceul de Artă, în sala Plastica, o expoziție pe care am făcut-o în clasa 10-a, ulterior am portretele bunicilor făcute în 1989, portrete cu care cumva mă pregăteam să dau la facultate, la arte, iar bunicii mei îmi pozau și mă bucur foarte mult că astăzi le am aici. Autoportret din 89, sunt câteva lucruri foarte dragi mie, diploma la cântarea României, cu care am reușit să-mi conving părinții că pot, sau mă rog, că viitorul meu este legat de arte vizuale și nu de stomatologie, așa cum visau ei.
Putem spune că 1985 a fost, de fapt, momentul care a marcat decizia ta? A fost elementul care ți-a dat încrederea? Da. 1985, momentul în care am luat această diplomă la Cântarea României, a fost un moment în care eu i-am convins pe ai mei că viitorul meu este legat de arte vizuale, pentru că și înainte vroiam, dar ai mei părinți nu erau convinși că pot face carieră în zona asta, așa încât atunci au luat decizia să mă ducă la un atelier de pictură să mă testeze profesorul Ispir, care avea atelierul la parterul clădirii unde astăzi am și eu atelierul, pe strada Lăpușneanu. Cum e când te privești pe tine în urmă cu 20-30 de ani? E duioșie? E un critic, din contra, admirativ? Greu de spus. E un exercițiu pe care am vrut foarte mult să-l fac, să-l trăiesc. Ăsta de a răscoli prin lucrările mele și de a selecta lucrări din diverse perioade. Lucrările cele mai importante, zic eu, pentru mine, ele au dat naștere și altor lucrări. Din ciclul Semne, Babilon, Geneza, Măști, Cine este Doamne Omul, mi-a plăcut să-mi cataloghez cumva etapele, să periodizez și cumva e mai simplu de văzut că artistul respectiv are multe căutări, că merge în foarte multe direcții. Mai puțin zona non-figurativă am expus-o aici, dar în rest cam totul e reprezentat pe simeze. Grafică, pictură, partea de sculptură care este... are o sală dedicată cumva, e o zonă mai austeră, așa, e primul contact cu această expoziție, o faci trecând prin această sală, unde am expus doar sculptura în bronz. E un spațiu mai auster, dar în care frumusețea o găsești în obiect, în formă, în sculptura care ți-e dată să o vezi înaintea ochilor, urmând ca apoi în acest spațiu să fii cumva îmbăiat de scenografia spațiului, de căldura să fie de fapt în spațiu, nu neapărat în interior, deși ea se regăsește și în lucrări. Când în când la cel care ai fost pentru a merge mai departe? Te uiți des la lucrările tale vechi? Ai nevoie să te întorci la ele? Da. Mă uit destul de des să văd parcursul. Mai mult să mă... Nu știu dacă neapărat mă inspiră, dar din când în când mă întorc așa la rădăcină, la locul de unde am plecat. Îmi face foarte mult bine. Cumva mă pune cu picioarele pe pământ mai bine. Și mă face să înțeleg mai bine poate viitorul sau locul în care sper să ajung. Cât de mult s-a schimbat băiețelul care expunea la Liceul de Artă în 1988 până la artistul consacrat de astăzi care expune la Muzeul de Artă din Iași? Băi, nu știu, expun de exemplu aici o lucrare pentru care am luat tot aici la Palatul Culturii în 1998. Am luat premiul pentru pictură, marele premiu pentru pictură, la salonul anual de toamnă și mă gândeam că, după ce am luat acel premiu, încă mă întrebam dacă sunt artist sau nu. Poate abia astăzi, la 50 de ani, pot spune că nu mai am cumva semne de întrebare. Știu sigur că asta mi-a fost menirea, dar siguranța asta n-am avut-o întotdeauna. Chiar dacă am luat acele mari premii pentru pictură, încă nu eram convins că sunt. Mă întrebam, oare sunt artist? Oare ăsta e drumul meu? Pentru că ce se întâmplă? Această pasiune, profesie, dacă vrei, a noastră, e una destul de solitară. Stai singur în atelier, asemenea unui atlet, alergi singur și te pregătești pentru Marea Olimpiadă.
Și nu e ușor să te mobilizezi, să te ții pe această, pe această cale. Sunt multe momente destul de, de grele, mai ales că la început îți finanțezi toată creația. Atelierul, toate materialele, toate sunt achiziționate de tine personal, nu ca atunci în facultate când examen, sau liceu, când părinții îmi dădeau bănuți pentru asta. Cât de mult au contat pentru tine, Felix, întâlnirile și momentele acestea cheie care ți-au dat încredere? Diploma din 1985, expoziția din 88, poate întâlnirile cu anumiți oameni, cu Mircea Ispir, cu anumiți colecționari de artă. Da, au fost definitorii, ca să spun așa, întâlnirea cu Mircea Ispir, care tocmai avea expoziție atunci la Galeria Cupola și care vindea o lucrare destul de scump, era echivalentul unui salariu pe atunci, și tatăl meu, când a văzut cât costă lucrarea, a zis: ok, poți face arte vizuale. Până atunci o vedea medic stomatolog, cum spuneam, așa cum a reușit practic. Fratele meu astăzi e medic stomatolog. Au contat evident foarte mult. După aceea am avut întâlnirea cu Ion Neagoie, un mare profesor și pedagog, la care am stat în atelier, am câteva lucrări făcute la el în atelier, pictate acolo. Dimitrie Gavrilean, profesorul meu, îndrumătorul meu de an, 6 ani de zile, la care am terminat chiar și șef de promoție, am avut o relație deosebită cu el și îmi pare rău că nu am mers cumva spre facultate, unde el mă tot invita să fac doctoratul la el și să predau în principiu acolo, dar am preferat să am cumva mai multă libertate și am ales să... Da, au contat enorm aceste întâlniri, au fost definitorii, aș spune eu. Unele dintre ele le-am și creat. Când am terminat facultatea a fost un moment extrem de greu. Am terminat în 96, ani în care artele vizuale nu erau prețuite în România, nimeni nu cumpăra artă, toți vreau să-și facă o casă, vreau să se întrețină, să... Acum au venit, să spunem, generații de tineri care au acea casă și mulți dintre ei au devenit așa mici colecționari, dar viitorul, zic eu, că sună bine. Adică sunt foarte mulți tineri de 20-25 de ani care au început să achiziționeze lucrări, nu neapărat de la mine, ci cumpără de la casele de licitație. Mulți dintre ei mi-au vizitat atelierul Noaptea Alba Galeriilor. În atelier, un atelier mult mai mic decât ăsta, am avut 3500 de vizitatori într-o noapte. Atât au contorizat, ca să spun așa, voluntarii. Povesteai de Mircea Ispir, de Ion Neagoie, de Dimitrie Gavrilean. Cât e de riscant când întâlnești personalități puternice și ești un tânăr la început de drum, să te lași contaminat poate prea mult de maestru sau cum îți găsești propria tușă? Asta în general vorbind. Da, cred că la început e bine să te lași contaminat, pentru că face parte din procesul de învățare. Chiar la, nu știu, Gavrilean de Dani niște teme, una din lucrări este aici, copia după Velázquez, la tehnici. E o formă de învățare, să mimetismul până la urmă. După aia ți intră așa în instinct, în obișnuință și îți transformă ADN-ul, ca să spunem așa. Mie mi-a convenit foarte mult să lucrez, dar niciodată nu i-am copiat sau am interpretat cam tot ceea ce am luat de la ei și mi-a convenit cumva să iau de la ei, pentru că erau artiști foarte mari, mai ales de la Dimitrie Gavrilean, pentru că în felul ăsta am marcat cumva locul, tradiția locului din care vin este cumva mult mai vizibilă. Și e una destul de grea, adică Gavrilean este elevul lui Corneliu Baba, Corneliu Baba care a învățat la Iași, el a făcut școala la Iași, facultatea de arte, el a terminat-o la Iași, a și predat ulterior și el la rândul lui a fost elevul lui Nicolae Toniță, adică avem o tradiție, slavă Domnului, destul de onorantă și mi-a convenit să marchez lucrul ăsta. Chiar am avut un ciclu care se numea Măști, și cu care am avut mare succes în Franța, în Paris, în Elveția, în Baden. Și în acest ciclu de lucrări, cumva, dădeam destul de multe citate din acești artiști ai școlii ieșene de arte vizuale, de la Gânju, Gavrilean, Gonciariuc,
știu eu, Liviu Suhar și așa mai departe. Ce te simți un produs al Școlii Eșene? Prin ce te simți universal? E o mare temă pe care noi am dezbătut-o atât în liceu cât și în facultate. Din fericire avem astăzi aceste platforme de socializare care ne ajută foarte mult să fim la curent cu tot ceea ce fac artiștii din Japonia, din, știu, din Tokyo, din New York și așa mai departe. Adică instant văd pe Instagram ce lucrează artiștii din lumea asta. Artiștii pe care mi-i selectez să-i văd, pe când înainte, în perioada studiilor, prindeam o revistă Bozart, să spunem, care era expirată de ani de zile și ajungea la noi într-o librărie de pe la Brăila, să spunem, unde eram într-o tabără de creație, îmi cumpăram acea revistă, poate curentul ăla deja era ușor expirat. Ori astăzi, cumva, arta noastră e ușor mai universală. Adică eu expun astăzi la Veneția, Viena, Budapesta, Paris și așa mai departe. Și prin ce ești un produs al Școlii Eșene? Sunt un produs al Școlii Eșene și bine să fii marcat în felul ăsta. Păi eu cred că prin modalitatea asta de reprezentare, până la urmă, în bidimensional sau în tridimensional, a temelor. Puteam, probabil având o altă formație, alegeam probabil alte teme, nu? Am vizitat școlile, de exemplu, din Rouen, din Paris, școlile de artă. În anii 94-96 chiar am vrut să fac studiile acolo, dar a fost aproape imposibil pentru că nu-mi permiteam să plătesc atâția bani. Pe atunci nu aveau ai mei atâția bănuți să-mi plătească școala și era oricum un dosar imens de făcut la acea vreme. Astăzi se ajunge mult mai ușor, dar am fost puternic impresionat de această diferență de viziune a artiștilor, a studenților de aici din România față de cea a studenților de acolo. Noi oricum experimentam foarte mult, se vorbea foarte mult după anii 90 despre arta experimentală, despre performance, happening. Apropo, și aici expun, de exemplu, două lucrări de artă video, una făcută în 1994 și cealaltă în 2018, deci la diferență de 24 de ani între ele. Mi-aduc aminte că în Franța, când am ajuns, cu toți banii pe care am muncit într-o vară acolo, am reușit să-mi cumpăr o cameră video și atunci am făcut primele cadre pentru acest film. Da, deci experimentam foarte, foarte mult în foto, în video. Ulterior am ieșit în Rusia, am fost Moscova, Kiev, Petersburg pentru muzee. Nu aveam încă viză pentru Europa de Vest și la fel și acolo arta se oprea undeva la Malevici, știu eu, Modigliani. Ei, abia ulterior când am ajuns în Paris, la Pompidou, acolo am reușit cumva să urcăm mai sus, să vedem mari artiști. Astăzi e foarte simplu, îi vezi pe un laptop și e minunat că studenții de astăzi de la arte au această șansă să... Criticii văd lucrurile astea... Cu două... Da, aici. Sunt două fețe, adică una... Izolarea poate să aducă globalizarea unor. Asta aplatizează, da? Adică toți începem să lucrăm la fel, pe când înainte eram ca în darwinism, eram o insulă pe care noi ne dezvoltam în felul nostru și nu eram atinși de nimic din jurul nostru. Poate de asta și cumva arta africană este în momentul ăsta foarte la mare căutare, ca să spun așa, chiar la Bienala de Arte de la Veneția. Acum am văzut, cred că erau la Arsenale, cred că erau cel puțin 20 de artiști africani, mai mult cred. Cum încerci să găsești echilibrul? Să fii pe de-o parte în spiritul timpului, pe de altă parte să ai acel element etern care să nu se demodeze, pentru că dacă ești prea mult poate în spiritul timpului, ești prea mult pentru prezent.
Spiritul timpului este cuprins în opera de artă. E o regulă, ca să spun așa. Indiferent ce faci, se cam vede. Adică, nu știu, dacă vezi azi o lucrare de Rembrandt, cam ghicești perioada. Sau vezi un Rafael, și totuși nu? Totuși nu ții ochii de la el. Renaștere. Îți dai seama că e din perioada Renașterii. Deci, cuprinde în el, nu? Prin formă, prin cum e făcută acea pictură, prin tehnica respectivă, are în lucrare spiritul timpului în care e făcut. Deci, practic, indiferent de temă, lucrul ăsta ar trebui să-l vezi. Suntem într-un muzeu și amintai câteva nume importante. Ce crezi că reține de multe ori sau se întâmplă să fie artiști, din punctul tău de vedere, extrem de talentați, dar pe care timpul îi uită, nu-i regăsim în muzee decât foarte puțin? Da, curatorii până la urmă fac legea în muzee, muzeografii, și într-adevăr suntem într-un templu al artelor. Eu când expun aici sunt foarte emoționat pentru că vin în urma școlii românești până la urmă, pentru că toată arta românească este reprezentată aici în acest muzeu de artă. Care e de fapt algoritmul prin care timpul reține anumiți artiști valoroși și nu alți artiști poate la fel de valoroși? Cred că lucrul ăsta se leagă de relevanța lor în contextul culturii contemporane, iar după aceea cred că e pentru știu, generația din viitor cât de relevanți vor fi, asta vom vedea. Adică sunt artiști care au fost relevanți în timpul lor, când și-au făcut creația, și ulterior au dispărut, sau alții care, din contra, au urcat. Aceste suișuri, coborâșuri, nu prea le poți... E ca și cum ai cunoaște viitorul, nu? Dacă aș cunoaște viitorul, aș lucra pentru viitor. Lucrez pentru prezent, dar și pentru viitor. Evident că îmi doresc să am teme atemporale. Lucrul ăsta l-am învățat încă din școală. Asta ni se preda la școală. Cum faci să fii atemporal? Să ai o temă care să-l preocupe pe om și astăzi și mâine, nu? Și ziua de mâine, să fie relevantă, să fie interesantă, astfel încât curatorii să integreze lucrarea ta într-un viitor proiect. Franța a fost un vis la un moment dat. Da, a fost în perioada studenției și bine că s-a întâmplat destul de repede, pentru că am avut colegi care au plecat după și la fel s-au întors în România. A fost pentru mine o școală. Am vizitat foarte multe muzee din Franța, inclusiv, știu, muzee de la Chasse, locuri în care își pun amprenta curatorii acelor spații sau muzeografii, nu neapărat, știu, Pompidou, pe care l-am văzut de 20 de ori, sau Louvre. Și a pus amprenta foarte mult asupra mea, ca om și ca artist, evident. Am văzut acolo multă artă experimentală, am văzut Festivalul de Teatru de la Avignon în 1994. Pentru mine asta a fost, cumva a fost ca și cum, chiar am făcut un performance când m-am întors de acolo, m-am tras o mânușă pe cap și am umflat-o pe nas până a explodat acea mânușă. Înainte de asta desenasem tot felul de imagini iconice din istoria artei, plecând de la Statuia Libertății, egiptean, discobolul și așa mai departe, iar contemporaneitatea sau arta postmodernă a fost ilustrată cu această mânușă care exploda. S-a deschis cutia Pandorei. Din momentul ăla, artele practic se puteau intersecta, sau mai degrabă elementul de noutate venea din această fuziune, din aceste hibridizări, arte vizuale cu literatură, cu muzică și așa mai departe. Cum am făcut proiectul cu mustața lui Dalí și alte culori, care inclusiv astăzi continuă să-l dezvoltăm. Am avut 16 lucrări de pictură, după care Lucian Teodorovici a făcut 16 compoziții literare.
Ulterior l-am avut pe Andrei Cozla, care a venit în acest proiect și a făcut realitate augmentată, iar acum avem un compozitor care a făcut 16 compoziții muzicale, e vorba de Paul Pintilie, și aceste 16 compoziții muzicale urmează să le înregistrăm cu o orchestră și ulterior, poate la următoarea ediție, să atașăm acest CD acestei compoziții hibride pictoroman, cum i-am spus noi. Ca să vezi un film, ai nevoie de timp. Față de o lucrare de artă care, știu eu, cu coada ochiului o vezi și ți se pare că poate trebuie să stai cu ochii mai mult pe ea, dar să știi că o reții și peste ani poate să-ți iasă frame-ul ăla pe care l-ai zărit cu coada ochiului, pe când la film trebuie să ai nevoie de timp, trebuie să vezi. El la început, evident că din punct de vedere tehnic, a contat foarte mult și tehnica asta a influențat artele vizuale întotdeauna, mai ales, nu știu, apariția fotografiei, să spunem că de acolo a fost mare explozie. Când a apărut fotografia, a ridicat de pe umerii artelor vizuale obligativitatea de a reprezenta realitatea. Impresionism, cubism, știu, fovism, suprarealism și așa mai departe, sunt artiști care au lucrat într-o viață, au lucrat în mai multe curente deodată. Comparând cu, nu știu, perioada egipteană, când 4.000 de ani figura umană a fost reprezentată doar din profil, da? Deci portret în 4.000 de ani la egipteni nu găsești decât reprezentat din profil. Și e frumos că poți să urmărești creativitatea omului, poți să urmărești spiritul timpului lor, cum a evoluat de-a lungul timpului, spiritul omului până la urmă, cum s-a dezvoltat pe parcursul istoriei lui. Vorbeai de Van Gogh, s-a schimbat foarte mult cromatica lui, tematica în momentul în care a descoperit Provența. Dacă ai fi rămas în Franța în 1994, când visai la Paris, visai poate la Montmartre și lucruri de acest gen, oare cum s-ar fi transformat arta ta? Ai fi fost altul? Cu siguranță aș fi fost altul. Eu m-am întors atunci în România pentru că vreau să fac artă foarte liber, nu vreau să fiu constrâns. Nu că aș fi fost foarte constrâns acolo, că până la urmă astăzi expun în Paris destul de des, adică odată la 2-3 ani, pandemia m-a oprit un pic, dar în rest, la 2 ani de zile am expoziție în Paris și slavă Domnului, merge destul de bine, adică am avut și expoziții unde s-au vândut 80% din lucrări. Dar m-a interesat să mă întorc să fac creații acasă din alt motiv. Uman mă simțeam foarte bine acolo. Eram cumva presat de acea societate de consum. Bine, erau și alți ani, vorbim de 94. La noi era totul foarte gri, acolo era o explozie, dar fiecare secundă în care consumai ceva, știai că trebuia să muncești câteva minute pentru acea secundă ca să pui înapoi. Trebuia să produci. Când prindeai perna, mă rog, te bucurai din plin de asta, pentru că se muncea foarte, foarte mult. Mi-a trebuit un timp de relaxare, de gândire, pentru că arta nu o poți face pe repede înainte, trebuie să ai și câteva momente de, știu eu, de introspecție, de, nu știu, pot fi tot felul de revelații, ca să spun așa, de-a lungul timpului, dar trebuie să ai timp pentru asta. Ce dă cota unui artist, Felix? E un cumul de factori și cred că artistul trebuie să-și prețuiască în primul rând munca. Da, dacă eu nu-mi prețuiesc munca și dau lucrările pe cadouri în permanență, normal că ele nu ajung să fie cotate, pentru că sunt multe lucrări pe piață și se vând destul de ieftin, ca să spun așa. Eu am avut parte de un profesor care era cel mai bine vândut unul din cei mai bine vânduți din țară, adică Dimitrie Gavrilean vindea foarte, foarte sus, își prețuia foarte mult lucrările și cred că m-a ajutat lucrul ăsta. Înțelegerea asta a faptului că lucrările nu trebuie să plece din atelier foarte ușor, că trebuie să-mi prețuiesc foarte mult munca. Bine, nu numai de la el am învățat lucrurile astea, dar el a fost realmente un exemplu în sensul ăsta.
Trebuie să intri în grațiile colecționarilor. În primul rând trebuie să ai ce vinde, nu? Asta e. Trebuie să ai, cred că, lucrări, să ai un parcurs destul de bine construit, să ai expoziții, să ai un CV și ulterior poate să ajungi să vinzi lucrări. Și cu cât colecționarii te iubesc mai mult, cu atât ai șanse ca această cota ta să crească. Și în același timp contează foarte mult cu cine te asociezi, mă refer la galerii. Cu ce galerie lucrezi? Se vorbește și în zona filmului foarte mult, că a devenit o industrie spre deosebire de începuturi. În momentul în care arta se duce foarte mult spre zona de industrie, care crezi că sunt avantajele, dar și dezavantajele? E pentru tine arta, în primul rând, o marfă sau nu? Nu, asta n-a fost niciodată. Bine, e o marfă în sensul că, ți-am spus, mă despar foarte greu de ele și nu prea, astăzi cel puțin, nu vând lucrările decât la licitații, atât. Eu din atelier nu vând nicio lucrare și mi se pare o metodă bună de a crește această cotă. Povestea asta cu industria funcționează mai degrabă în artele spectacolului decât în artele vizuale. Mi-aduc aminte că în perioada liceului chiar se vorbea despre dispariția artelor vizuale. Cel puțin noi, elevii, studenții, ne puneam această problemă. Dom'le, s-a pictat tot ce se poate, nu mai are rost să mai pictez. Că... Și am zis, nu se poate să se întâmple lucrul. Nu se va întâmpla niciodată. Asta e ca și cum ar dispărea poezia. Cum poți să pui așa o inepție? Nu, în pictură trebuie să aduse lucruri noi, conținut de factură nouă și atunci ea va supraviețui. Și ăsta a fost interesul meu de-a lungul timpului. Pentru tine, când a apărut ca pasiune și cum o concepi? Toată lumea te știe ca un pictor pur sânge. Da, nici nu mi-am pus problema când a apărut. Acum stăteam să mă gândesc, când am modelat primele forme, deși am făcut în liceu și în facultate, noi am studiat, evident, și sculptură. M-a interesat, cred că pentru lucrarea de doctorat, m-a interesat foarte mult artiștii care s-au exprimat și în bidimensional și în tridimensional. Și atunci am descoperit că de fapt sunt foarte puțini. Michelangelo a făcut sculptură și pictură. Matisse, Modigliani, nu că sculptorii nu ar face desen, dar uite, nu prea fac pictură. În general, apropierea de formă, de tridimensional, a fost mai degrabă a pictorilor decât a... Ceea ce mă face să spun de multe ori că Michelangelo a fost pictor, dar de fapt lucrurile astea au stat invers. Da, tema mea de doctorat a fost abandonată pentru că profesorul mi-a impus o altă temă și atunci m-am dus în zona scenografiei, evoluția formei în spațiu scenografic, ceea ce fac astăzi aici și ceea ce m-a interesat foarte mult să studiez la marile bienale de artă de la, nu știu, contemporane și în principal cea de la Veneția și nu numai arta în spațiu și fuziunea asta, pentru că într-un astfel de spațiu poți fuziona, poți hibridiza cu multe alte medii. Experiența de la TVR Iași cât de mult a influențat scenograful din interiorul tău? Evident că a fost una din... Când am ales tema de doctorat, m-am gândit și la experiența pe care o am în calitatea mea de atunci, de scenograf la TVR. Am pornit cu studiul, evident, a scenografiei de teatru, film, televiziune și ulterior am dus-o către artele vizuale. A contat foarte mult pentru că să păcălești ochiul camerei e o mare artă care nu prea se învață la școală, la scenografie. Sunt multe detalii pe care le afli, le înveți pe parcurs și evident că aici e și meritul echipei cu care lucrezi. Sunt e acea transpunere a imaginii, dar care trece prin tehnică. Ține de lumină, ține de cum percepe ochiul camerei. Tu, până la urmă, învățând acest limbaj, încerci să construiești imaginea
așa cum știi că trebuie, adică să-i dai o profunzime, să depărtezi un plan și așa mai departe. Lucruri pe care le-am învățat și la școală, la artele vizuale. Lucruri pe care îl fac în pictură, de exemplu. Și pe care îl urmărești ulterior și în sculptură, pentru că forma aia trebuie să aibă o anumită lumină pe ea. De multe ori mă interesează umbra lucrării pe perete mai mult decât lucrarea în sine. Deși, trebuie puse ghilimele. Evident că lucrarea e cea mai importantă, dar de multe ori mă interesează în expunerea lucrării umbra de pe perete, planul 2, mai mult decât 1, pentru că îl potențează, de fapt. Ce tip de univers a deschis sculptura? Ce tip de personaj ai încercat să aduci? Eu am încercat să vin cu elemente noi în sculptura românească și am venit cu niște forme aplatizate. Sculptura, în general, este văzută din toate unghiurile, dar chiar și atunci când o vezi din toate unghiurile, când o vezi o tură, așa, tot alegi un unghi care spui, domnule, ăsta e unghiul preferat. Și sculptorul, la final, spune, ăsta e unghiul pe care îl prefer în fotografie. Lucrarea mea vreau să apară fotografiată așa, din unghiul ăsta. Pornind de la această ecuație, am anulat cumva mai multe planuri și mi-am aplatizat formele, inclusiv am portrete care sunt foarte aplatizate, formele umane, acei cronoși care au plecat practic din pictură, este acea arhitectura corpului uman înscrisă într-o formă geometrică perfectă, dar pe care am pus-o în sculptură. Acolo au fost alte provocări de natură tehnică, cum realizez. Multe dintre ele sunt trecute prin diverse tehnici ca să ajung la bronz. Adică cronosul mai întâi l-am sculptat în lemn, după aceea, ca să pot să fac o anumită structură, după ce l-am sculptat în lemn, l-am tras în rășină și fibră de sticlă și acolo am putut interveni cu alte rășini să pot să fac niște mici desene pe ele și abia ulterior, după de lungi șlefuiri, am reușit să îl torn în bronz. Am lucrări, practic, pe care le-am început cu 10 ani în urmă. Da, eu cred că e o sculptură de pictor, cum îi spun eu, e o sculptură de cameră, așa cum e orchestra de cameră. Mai caldă, mai... Adică sculptura mea e un pic altfel, iar pisicile de aici, din cadru, sunt niște elemente decorative. Nu pot să spun că... Nu le-aș înscrie în zona lucrărilor de artă ca fiind sculpturi, ci elemente decorative, așa cum s-au făcut de-a lungul timpului de către artiști. Vorbește-mi puțin despre obiectele care spun mult despre tine, prezente în expoziția aceasta. De la aparatul de radio, de la fotografiile bunicilor, diplomele. Da, diploma din 1985 am povestit despre ea. Fotografia de când m-am născut, am scos-o în lumină. Fotografia care a fost făcută în 1972 la maternitatea din Vaslui, acolo unde m-am născut și unde un jurnalist în noaptea de Revelion ajunge să imortalizeze primul nou născut din 1972. Și acolo mă găsește pe mine. Dar că eram piele și os, nu prea corespundeam standardelor Partidului Comunist Român și atunci au zis, domnule, mai așteptăm un sfert de oră să vedem ce copii se mai nasc, ca să luăm unul mai durduliu, mai frumușel, mai grăsuț. Și s-au mai născut 6 fete, asta a fost șansa mea să apar la ziar a doua zi. Și s-a scris de desubt, deocamdată se face auzit prin țipete. Și mi-au spus Ionel Aftene. De ce? Pentru că jurnalistul a spus, cum o să-l strige Moș, Felix, trebuie să-l cheme, să-i dăm un nume de român. Mama mea, evident că a crezut în această frază, deocamdată se face auzit prin țipete, însemna că probabil mai târziu va face și altceva. Și am scos cumva în lumina textului pe care l-am pus la intrare această fotografie, pentru că marchează cumva mai bine această bornă de 50 de ani pe care cumva o sărbătoresc în această expoziție retrospectivă. Ce înseamnă 50 de ani? Poate fi mult, poate fi puțin, depinde cum îi trăiești, ce pui în ei. Cantitativ nu cred că e o soluție să privești în felul ăsta. Dar uite că a fost momentul în care am putut să-mi pun pe simeze multe din lucrările personale pe care le am în colecția mea, pentru că majoritatea, în afară de 4 lucrări pe care le-am împrumutat de la colecționari, sunt ale mele și mi-am dorit de foarte mult timp să-mi strâng lucrările pentru o expoziție retrospectivă, pentru că văzusem câteva retrospective ale unor mari artiști,
dar în care familia nu avea pentru simeze lucrări reprezentative și chiar m-a întristat lucrul ăsta. Și norocul meu că am văzut de foarte de tânăr lucrul ăsta și am reușit să împun și să recuperez pe parcursul anilor câteva din lucrările de reprezentative pentru ciclurile de lucrări respective, pentru perioadele în care le-am făcut. Cum să creează un ciclu de lucrări, Felix? Păi cum creez eu, că alții nu știu cum. Fiecare... Păi de exemplu, ca să o leg de televiziune, ciclul Cine este Doamne Omul, l-am început după slujba de mormântare a doamnei Vanda Condurache, acolo unde în cimitir rabinul a spus: cine este Doamne Omul? Și a lăsat această întrebare peste noi toți, o masă de oameni, și mi s-a părut atât de cutremurător. Cum să întrebi tu omul cine este Doamne Omul? Adică să întrebi despre tine, tu real întrebi, nu? Întrebi dumnezeirea despre... Și lucrul ăsta, adică liniștea asta a fost destul de lungă, așa, încât să am timp să cumva să am o revelație și să mă întorc. Practic am ilustrat tot felul de ființe imaginare care s-au construit de-a lungul istoriei. M-am întors la civilizații precreștine și am ilustrat pe Prometeu, Hera, Apollo, la ființe mitologice din istoria omenirii, care au marcat, evident, culturile de-a lungul timpului. Cam așa l-am construit. Plecând de aici, evident că din punct de vedere tehnic a trebuit să... Mi-am marcat niște dimensiuni mai mari, am vrut să lucrez pe dimensiuni mai mari, decât înainte lucram pe ceva, pe suprafețe mai mici. Bine, lucrurile astea au coincis și cu decesul tatălui meu, adică lucrurile astea s-au suprapus. Probabil că am găsit acolo ceea ce vroiam să caut. N-a fost doar atât. Și am construit astfel acest ciclu de lucrări. Cel cu mustața lui Dalí, de exemplu, are o poveste foarte interesantă. Am moștenit niște rame făcute din mobilierul de la magazinul Fondului Plastic din Iași, așa încât m-am străduit să înglobez în niște suprafețe destul de mici, pentru că așa erau ramele, ceva despre artist. Și m-am gândit la o revelație pe care am avut atunci când eram elev la liceu de artă, și când în urma orelor îndelungi de studiu ieșeam afară și vedeam lumea cu alți ochi, adică vedeam tot în linie și culoare, copacii, vedeam ritmuri de linii, nu mai vedeam copacul. Și lucrul ăsta m-a făcut să înțeleg că mi se deschid noi orizonturi. Așa încât în acest ciclu de lucrări am vrut să pun acea simțire. După care a venit și Lucian Dan Teodorovici și a scris despre aceste compoziții. Deci cam așa se construiește. Plecând de la, nu știu, un element real sau un ciclu măști, unde am vrut să marchez și să dau citate din Școala Ișeană de Pictură. A fost cumva un ciclu dedicat lor, artiștilor care astăzi se află în acest templu al artelor vizuale, aici pe Simeze. Când ai fost prezent prima dată în acest muzeu, ca vizitator de data aceasta? Care a fost primul tău contact? Da. A fost în perioada liceului, când veneam să studiez. Veneam destul de des și mirosea ceară de parchet. Mi-aduc aminte cum scârția parchetul ăsta cu plăcere, evident. Veneam să studiez lucrările atât de artă europeană cât și de artă românească. Știu toate lucrările, unde erau așezate. Erau până la profesorii noștri, adică pe Simeze încă îl găseam pe Dimitrie Gavrilean, pe Ion Neagoe, Hatmanu, Podoleanu. Acolo se oprea expunerea lor. După aceea am avut, după aceste mult de lungi vizite în perioada liceului, am avut o primă expoziție. Am luat mai întâi un premiu în 1998, am luat premiu pentru pictură aici. Și ulterior am avut o primă personală într-un spațiu devenit neconvențional, în Muzeul de Artă, atunci când Palatul Culturii era în renovare, în restaurare, iar pereții erau decapați, injectați cu betoane. Și mi se potrivea perfect ciclul de lucrări Taxidermia, un ciclu inspirat de Muzeul de Istorie Naturală din Iași, într-un moment în care se năștea și fetița mea. Tot mai întrebam mai devreme cum se naște un ciclu de lucrări. Se năștea fetița mea, era în momentul ăla când trebuia să-i duc supă soției mele la maternitate.
am intrat, nu m-am putut abține și am intrat în Muzeul de Istorie Naturală, să urmea să se închidă și am făcut câteva fotografii și m-au impresionat foarte mult aceste imagini ale animalelor din vitrine, care spuneau foarte mult despre ele, despre ce au fost ele în timpul vieții. Adică lupul era foarte agresiv, iepurașul mai liniștit. Și m-am gândit, uite cum reușesc acești taxidermiști să ilustreze viața unui animăluț, multe dintre ele dispărute din regnul animal, sunt doar acolo în vitrine. Erau asemenea unor hieroglife care povestesc despre animăluțul respectiv. Și cumva se suprapunea peste ideea asta de ce e memoria. Memoria erau aceste ființe din vitrină, în același timp memoria era și faptul că se năștea fetița mea, care era tot o formă de memorie legată de perpetuarea speciei. Și le-am practic sunt mai multe planuri, niciodată nu e doar o singură linie, sunt mai multe planuri care se suprapun când construiești un ciclu de lucrări, pentru că ai nevoie de multe lucrări care trebuie să stea bine împreună, să se completeze, să descrie o lume, să spună o poveste, în același timp să nu se repete. Și atunci, evident că trebuie să pornești să faci un studiu și să găsești toate elementele care ar putea fi. În ce etapă ești acum? Cred că sunt într-o perioadă de căutări. Acum lucrez în mai multe direcții. Chiar în momentul ăsta. Încă lucrez pentru ciclurile anterioare. Adică încă mai pot dezvolta mustața lui Dalí, încă mai lucrez pentru Iconic Memory sau pentru taxidermia. Simt că încă nu am terminat de spus aici totul. Am 3 filme, 2 filme dintre ele autobiografice sunt făcute, Memoria spațiului 1 și 2, și urmează să-l fac pe al treilea și încă mă gândesc cum primul a fost făcut în atelierul meu, al doilea în spațiu copilăriei la bunici, iar al treilea va fi în spațiu urban. Și ăsta cred că va fi un mare performance pe care o să-l documentez și de aici să pot să construiesc mai departe. Cum îți imaginezi, Felix, o expoziție retrospectivă peste 30, 40, poate e prea mult să spunem 50 de ani? Da, nu știu, că am pus și borna asta. Am zis că următoarea bornă e la 50. Dacă a fost 0 anul nașterii, acum 50 jubileu și 100, am zis că dacă nu fac eu, fac copiii mei această retrospectivă. Asta mi-au suflat alții de lângă și mi-au spus, domnule, o să o facă ei dacă nu o faci tu. Chiar sunt curios să văd care va fi traseul de aici încolo. Mă bucur deocamdată de un focus destul de bun asupra artei mele, adică am stârnit atenția, e o cotă destul de bună și mă străduiesc, evident, să țin sus ștacheta. În același timp să-mi fac treaba, adică să mă bucur de... Că, până la urmă, arta e un soi de filozofie de viață și dacă nu te simți bine în ea, devine o cămașă prea strâmtă, nu e bine. Adică ăsta a fost motivul pe care am plecat din Franța, nu? Mi-am propus să dau bătălia și să fiu aici la mine acasă și să pot lucra și să mă duc în Franța ca un reprezentant al altei românești. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar așa m-am simțit eu mai bine.